Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi voi face o fertilizare biologică 100% cu macerat din gunoi de pasăre. Acest macerat se poate realiza foarte simplu dacă aveți gunoi de pasăre. Acest macerat aduce multiple beneficii plantelor. El conține azot, potasiu, fosfor și alte elemente esențiale pentru dezvoltarea plantelor, legume sau fructe. De ce vă recomand acest îngrășământ total biologic? Foarte simplu, pentru că acest îngrășământ a fost testat de-a lungul anilor personal. Cum vă spuneam, el asigură necesarul de nutriție pentru plante, pentru legume, pentru roșii, castraveți, ardei, vinete și alte legume și fructe. Se poate injecta prin instalația specială pe care eu o dețin sau se poate aplica foarte ușor cu cana lângă rădăcini. Diluația va fi de 1 litru la 5 sau 1 litru la 10 litri. Niciodată nu aplicați nediluat, pentru că există riscul să aveți fitotoxicitate, arsuri ale rădăcinilor și frunzelor. Puteți face o combinație între urzici și gunoi de găină, dar în principal niciodată nu trebuie să uitați că acest îngrășământ extraordinar de bun, care ajută plantele foarte mult, trebuie diluat. Și cea mai mare calitate a acestui îngrășământ, el, dacă veți face o diluație corespunzătoare, va ameliora solul și, bineînțeles, apa, pH-ul apei. pH-ul apei, în general, se situează undeva la 7,5. Introducând acest îngrășământ total biologic în apa pentru fertilizare, reduceți până la 5,5. Cum vă spuneam, depinde și de concentrație. Cele mai bune rezultate se obțin atunci când acest macerat de gunoi de pasăre, care se poate combina, cum v-am spus, cu urzică și cu alte plante care se pot folosi în nutriția legumelor și fructelor, se obțin atunci când maceratul se lasă minim 3 săptămâni la descompus. Și bineînțeles, cele mai mari rezultate, cele mai bune rezultate, se obțin atunci când folosim gunoi de găină descompus. Dacă dorim să facem o combinație între urzică și macerat de găină și gunoi de găină, urzicile, pentru o mai rapidă descompunere și eliberare de nutrienți, se toc la maxim 1 cm. În speranța că v-a fost util acest film, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, la revedere!